Iubiți credincioși, vom mai citi un capitol din cartea înaltprestului Meletie, mitropolitul Nicopolei, din volumul Cine este Iisus Hristos? Cine este Hristos? Iată că am ajuns la capitolul 4 din această carte. Cine este Hristos? Mărturii din mediul în care a trăit. A. Plinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume la plinirea vremii. Galateni, capitolul 4, versetul 4, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Cum interpretăm această afirmație? Vrea adică să spună că au fost create cele mai potrivite premise ca lumea să-L accepte pe Hristos. Aceasta susțin cei ce se tem ca nu cumva să rămână Dumnezeu fără apărare și că a făcut o alegere proastă. 2. Un profesor de la Universitatea din Oxford, un profund cercetător, Alfred Edersheim, scrie cu îndrăzneală: Cel mai greu de admis din toate este că perioada venirii lui Hristos a fost cea mai potrivită pentru asemenea lucrare. 3. Oare profesorul Edersheim are dreptate? B. Eșecul morții lui Hristos. În cei 3 ani de activitate publică, Hristos a făcut atâtea minuni și a antrenat cu învățăturile sale pe popor, încât la intrarea în Ierusalim, cu puțin înainte de Paști, a fost primit de acesta de popor, deci, ca un împărat mult așteptat și liberator. Dar el, după puțin timp, a fost răstignit și a murit pe cruce ca un rău făcător. Prin moartea unui om, ne spune David profetul, se risipesc și toate așteptările celor care au crezut în el. Ieșiva duhul lor și se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Salmul 145:4. La fel s-a întâmplat și cu moartea lui Isus. Să urmărim această discuție. Când a trăit Hristos? Acum 2000 de ani. Și cum și-a dat sfârșitul Iisus Hristos? L-au răstignit dușmanii lui și l-au pus în mormânt. Și cum tratez problema? Istoric? Nu. Caut să văd dacă poate să-mi refacă viața. Ce ai spus? Să schimbe viața un mor? Ești în toate mințele? Ce influență poate să aibă asupra ta un mort? Poate un mort să ofere ceva unui viu? Nu s-a putut ajuta pe sine. Te va ajuta pe tine? N-a reușit să-și apere viața lui și tu aștepți să o apere pe a ta? Cât de logice și de profunde ni se par aceste idei. Dar nu este așa. Într-adevăr, Hristos Iisus a fost țintuit pe cruce. Toți și-au închipuit că dosarul Iisus Hristos a fost închis pentru totdeauna. Dușmanii lui au crezut că au obținut cea mai mare izbândă și țopăiau deci în jurul lui satisfăcuți și sigur de isprava lor, adresându-i cuvintele de genul: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și te vom crede. Raționamentul acesta Raționamentul lor acesta era: N-am fost atât de netoți încât să credem într-un Dumnezeu distrus de oameni. Este oare posibil Dumnezeu să fie învins? Iată că acesta a fost învins. L-am învins noi. Cei care au excelat au fost fariseii. Acum să te vedem. Ai îndrăznit să mărturisești că poți dărâma templu și după 3 zile să-l reconstruiești. Arată-ne ce poți. Coboară-te de pe cruce. Tâlharii care au fost răstigniți împreună cu el gândeau la fel. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, trebuie să poți. Dacă nu reușești să te salvezi pe tine, ce fel de Dumnezeu ești? Dar de ce să-i vizăm numai pe tâlhari și pe farisei? Oare ucenicii lui n-au gândit la fel? Cei 2 ucenici al lui Hristos, Luca și Cleopa, în drumul lor spre Emaus, au arătat că gândesc cam la fel ca ceilalți, mărturisind clar. L-am urmat, l-am iubit,
Am crezut în El. Ne-am pus speranța că El va salva poporul lui Dumnezeu, pe Israel, dar ne-am înșelat. A fost crucificat, s-a stins. Acum nu mai există. Păcat, a fost un om bun. Luca, capitolul 20, versetul 24. Toți, fără excepție, cărturari, farisei, tâlhari, ucenici, au raționat la fel. Fiul lui Dumnezeu trebuie să salveze pe sine și pe ceilalți și avea puterea să o facă. Cugetarea lor este corectă, dar există o scăpare mică, dar esențială, care o poate anula. Dacă Hristos Dumnezeu n-a vrut să se coboare de pe cruce, adică dacă Hristos Iisus Dumnezeu n-a vrut să se coboare de pe cruce, pentru că așa hotărâse lucrurile de mai înainte. În înțelepciunea lui trebuia să schimbe hotărârea și să se încadreze modul de gândire al tâlharilor și al fariseilor. Ori Iisus Hristos programase ceva mult mai mult, mult mai puternic, ceea ce și profețise, programase învierea după 3 zile. Templu, nu era vorba de templu de zid al iudeilor, ci templu trupului său, care urma să-l învieze a 3-a zi. Și învierea e cea mai mare minune din istoria omenirii și ea care ne dă putința vieții veșnice, învierea trupului, cu trup transfigurat, cu trup de lumină, care mănâncă fără să-i fie foame, bea fără să-i fie sete, care poate trece prin ușile încuiate, prin ziduri, prin pereți, poate fi străpuns de glonț și, de fapt, cum mai trage cu glonțul în lumina soarelui, nu se întâmplă nimic. Aceasta avea programată Iisus Hristos, ceva mult mai înalt decât că i-ar fi cerut ei să se coboare de pe cruce atunci când a fost răstignit. Evrei însă concepeau cu greutate acest gând despre Mesia. Oare de ce? Mesia în concepția poporului evreu. Evreii așteptau pe Mesia ca pe un conducător politic, victorios și plin de glorie, care trebuia să-i elibereze din robia poporilor străine. Profeția lui Isaia, că Fiul lui Dumnezeu va veni să sufere, să fie condamnat la moarte pentru ispășirea păcatelor poporului, este un capitol în prorocul Isaia, capitolul 53, care relatează patimile Domnului, cum a fost bătut, stingiuit, încât parcă Sfântul proroc Isaia ar fi fost martor ocular. Vorbește ca un reporter din Ghesimachii pe Golgota. Dar această profeție a fost luată în seamă doar de puțin israeliteni, Isaia 49-53. Să apelăm la mărturia unor cercetători autorizați în privința acestei concepții. Ervin Scott consemnează următoarele despre perioada lui Hristos. A fost o epocă de fluctuații fără precedent. Conducătorii religioși de-abia reușeau să potolească mânia poporului, toți de pretutindeni așteptau libertatea. Așteptarea lor era întărită și susținută de diferitele evenimente ale istoriei. O generație întreagă de evrei trăia sub stăpânirea romană, care îngrădea libertatea în fel și chip. Opresiunile acestea însă au redeșteptat și au amplificat conștiința patriotică a evreilor. În această epocă, vechiul vis al dezrobirii miraculoase și al unei libertăți regești au dobândit o însemnătate deosebită. Au început și frământările sufletești consemnate în Sfintele Evanghelii. Hristos era, pentru cea mai mare parte a poporului, fiul lui David, cel care trebuia să aducă victoria și belșugul peste Israel. În lumina Evangheliei devine evident faptul că aceste concepții aveau un raționament, un caracter național și politic. Ernest Findlay Scott, Regatul și Mesia, Edinburgh, 1911, pagina 55. Învățatul evreu Iosif Klausner scrie: cu trecerea timpului, Hristos a devenit în conștiința poporului evreu mai mult decât un conducător politic. Era un om cu excepționale calități morale. Klausner, Ideea mesianică în Israel, New York, 1955, pagina 23. Evreul Jacob Gartenhaus
ne spune că evreii așteptau pe un Mesia care îi elibera de biciul roman. Speranțele și așteptările mesianice vizau în primul rând o dezrobire națională. Enciclopedia ebraică, evreii erau setoși de apariția eliberatorului lor, un descendent din David care îi va ușura nesuferita povară a stăpânitorilor păgâni venetici. Cârmuirea păgânilor romani se va încheia prin temerea păcii și a dreptății, conform lui Gartenhaus, concepția iudaică despre Mesia în creștinătate astăzi, în 1970. Aceste prejudecăți i-au împiedicat pe evrei să înțeleagă că Iisus Hristos nu s-a coborât de pe cruce pentru că nu voia acest lucru. El putea să coboare de pe cruce, sigur, bineînțeles. Putea nici să nu se lase prins, putea oricând să revină și să-și arate puterea, dar nu a putut. A vrut să arate ceva mult mai mult, să arate învierea, care e adevărata puterea lui Dumnezeu, care ne-e începutul împărăției lui Dumnezeu, începutul altei vieți veșnice, cum cântă canonul învierii a Sfântului Adamastin în noaptea de Paște. Mărturie unor, Iisus nu semăna deloc cu imaginea pe care și-o formaseră evreii despre fiul lui David. Venirea lui Hristos nu viza răsturnarea dominației romane și dezrobirea poporului ales și nici postura de salvator politic și conducător pământean. De aceea chiar și ucenicilor le-a fost greu să înțeleagă că cel care a murit pe cruce este cu adevărat Mesia și Mântuitorul lor. Luca, capitolul 24, versetul 21. Mărturiile unor cercetători sunt concludente în acest sens. Milan Buroș, profețiile lui Hristos, profețiile lui Hristos, conform cărora după puțin timp va fi răstignit, Luca, capitolul 9, versetul 22, n-au fost primite deloc de ucenici cu entuziasm. Bruce spune, ucenicii își închipuiau și sperau că Hristos exagera puțin și că în cele din urmă temerile lui se vor dovedi neîntemeiate. Dar iată-l pe Hristos pe cruce. Atunci când ne spunea de răstignire, Petru chiar i-a spus să nu se întâmple una ca asta. Ei nu puteau percepe că prin jertfă se realizează mântuirea, prin moarte pe cruce. Și credeau că altfel își va arăta puterea omenească, își va arăta puterea Harului, Harului Dumnezeu care în el, într-o putere omenească și va instaura o împărăție pământească. Așa și închipuia ei, care să conducă lumea, evreii, să domine toate popoarele. Sigur, într-o împărăție a păcii și a dreptății, a sfințeniei care venea de la Dumnezeu. Ucenicii își închipuiau și sperau că Hristos a exagerat puțin și în cele din urmă temerile lui se vor dovedi neîntemeiată. Dar iată-l pe Hristos pe cruce. Pentru apostol aceasta a fost o mare lovitură. Ce rușine! Contradicția a fost atât de terifiantă încât ei l-au părăsit când l-au văzut în postura de prizonier. Fizionomia unui Mesia victorios, triumfător, având la picioarele lui dușmani, au dispărut din mintea lor. Dezbrăcat, plin de sânge, întemnițat la porunca lui Ponțiu Pilat, străpuns de cuie pe cruce ca un răufăcător, Hristos a spulberat toate speranțele ucenicilor, dar de care s-a ales praful. Psihologia ne asigură că auzim nu ceea ce ni se spune, ci ceea ce așteptăm și vrem să auzim. În această postură s-au găsit și ucenicii când Hristos le-a prezis patimile și moartea sa pe cruce. Au înțeles ce au vrut și astfel ceasul pătimirilor i-a găsit nepregătiți. Citim în Sfânta Evanghelie, Marcu, capitolul 10, versetele 32 până 38, că atunci când Hristos le-a vorbit ucenicilor săi despre patimile și învierea sa, Iacov și Ioan i-au cerut să le promită că vor primi cele mai înalte demnități în împărăția lui. Din cererea lor, tragem concluzia că Hristos era considerat un conducător politic. Vreau să fie unul prim-ministru și unul
președintele Senatului sau ministrul de externe. Dar de aceea Hristos le-a răspuns, nu știți ce cereți. Cu certitudine risipirea lor, când Hristos a fost răstignit, s-a datorat neînțelegerea acestor cuvinte. Cugetul lor a reacționat astfel. Păcat. Păcat, 3 ani pierduți degeaba în preajma lui, în cele din urmă au realizat greșeala și și-au schimbat modul de gândire. Cea mai mare parte a evreilor însă a rămas la acest stadiu de cugetare, nerealizând greșeala nici în dreptarea ei. De aici atașamentul pentru mesianismul național, steril, din cauza cărora l-au trădat pe autenticul Mesia, pe Mântuitorul Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne informează că în același timp cele 12 seminții ale lui Israel, ale poporului Israel, așteptau cu nerăbdare pe Mesia, eliberatorul promis de Dumnezeu, implorându-l pe acesta ziua și noaptea, în tot timpul să-și împlinească făgăduința cât mai repede posibil. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 7. Istoricul și ebraistul John Lebreton declară următoarele. Speranța mesianică s-a deformat din cauza mândriei naționale și a xenofobiei, principalele piedici de care s-a izbit predica lui Isus. Evreii au mers până într-acolo încât au preferat să pervertească credința decât să renunțe la propria lor concepție mesianică, la mesianismul visurilor epocilor lor, de independență națională și de răzbunare împotriva. De multe ori, conjunctura politică denaturează credința. John Lebreton, Lumea iudaică, volumul 1, Paris 1934, pagina 40. Astfel, Israel a respins cu ușurință persoana lui Mesia și a sfârșit în sionism. Mesia în Israel, în integritatea lui, împlinindu-se profeția lui Hristos că îl vor ucide ca să uzurpe identitatea lui, Matei capitolul 21, versetul 38, iar lucrătorii viei, zice Domnul, le-a zis direct conducătorul poporului evreu, iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veni să-l omorâm, să avem și noi moștenire, să avem noi moștenirea lui. E, evoluția și modificarea de atitudini în contextul creat. În cele din urmă, cei care s-au ascuns ca iepuri în momentul răstignirii, după 6 săptămâni, și-au făcut apariția în fața poporului și a altelor autorități ale epocii politice și religioase, fără teamă și indiferent de urmările care presupuneau această ieșire, adică foamete, mizerie, sete, chinuri, osteneli, vătămări, închisori și moarte cu torturi înspăimântătoare, învățând că Hristos trăiește și domnește, că va veni iar cu slavă să judece vii și morții. Cum poate fi explicată această schimbare? Sfântul Apostol Pavel ne dă următoarea explicație. Hristos murind a împlinit profețiile Vechiului Testament pentru iertarea păcatelor noastre. Apoi a fost îngropat și a înviat a treia zi după prezicerile Scripturii. După înviere, El s-a arătat mai întâi lui Petru, apoi celor 12 ucenici, apoi la unei adunări la care au avut fericirea să fie prezenți mai mult de 500 de oameni, cei mai mulți fiind în viață, iar alții au dormit. Apoi lui Iacov, care îi se spunea frate de Domnului, apoi tuturor apostolilor direct și celor 70 indirect, poate și altora, în același timp. În urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie că eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 5 până la 9. B. Sfântul Evanghelist Luca spune, Hristos, după ce a murit pe cruce, s-a arătat apostolilor viu, adeverindu-le aceasta prin multe minuni, timp de 40 de zile și vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Ce, în urma acestor evenimente,
apostolii au dobândit o experiență unică în lume și în istorie. 3. L-au văzut pe Hristos judecat, condamnat la moarte, răstignit, mort, îngropat și iată că îl privesc cu ochii lor din nou. O dată, 10, 11, altă dată, 500 de oameni și aceasta nu o dată de două ori, ci de mai multe ori. Însă, nu l-au văzut tot timpul, ci numai atunci când el a vrut să se arate, nu l-au privit ca pe o imagine, ci s-au bucurat de plin de prezența lui, a mâncat și a băut cu ei, a făcut minuni și cel mai minunat, le-a dezlegat misterele existențiale. Relația lui cu ei a fost cât se poate de viabilă. Ucenicii au înțeles că ideea mesianică fusese pervertită și, prin urmare, au datoria să o îndrepte, aplicând-o, înțelegând că Hristos este Dumnezeu cel viu, iar moartea lui pe cruce a însemnat o strategie cu un scop bine definit, adică mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.